aș vrea să-i transmit și eu lui Marius Lăcătuș, unul la mulți ani, să fie sănătos și să aibă parte numai de lucruri frumoase în viață. Și la mulți ani și fetiței mele, fie născut în aceea zi cu Marius Lăcătuș. La mulți ani să fie sănătoasă. La mulți ani. Dar apropo de Marius Lăcătuș, o să-l sun personal să-i spui la mulți ani? Nu, cred că după aia îi fac rău în partea cealaltă și nu și are rost. Dar nu o să știe nimeni dacă îl suni, Gigi. Până la urmă e o discuție privată. Deja mi-ai pus o întrebare și dacă spuneam că da, deja altfel da. Nu, eu am transmis, am pus și pe pagina noastră de Facebook la mulți ani. Marius este o legendă pentru noi, este păcat că are o altă opinie, dar eu cred că o are așa de în sfârșit, cum se spune, dar va povesti. De imagine? Eu cred că va povesti Bănel Nicoliță ce echipă a antrenat domnul Marius Lăcătuș, ce continuitate a avut domnul Marius Lăcătuș și echipa aia pe care domnul Marius Lăcătuș a calificat-o în Champions League, eliminând Galatasaray, jucând cu Arsenal, jucând cu echipe mari din Champions League, cred că acea echipă este cea din Liga 1. Nu s-a dus nicăieri. N-a retrogradat, dar este părerea dânsului și eu respectăm și urez încă o dată la mulți ani și să fie sănătos. I-ați urat și domnului Ducadam? Evident. Evident că n-avea cum să scape domnul Ducadam fără la mulți ani de la noi. Da. Și toate postele glorii, să știi, Robert, că una e una, alta e alta. Noi îi respectăm pentru tot ce a făcut. Faptul că unii spun nu știu cum, ăla spune că nu e asta steaua, ălălaltul nu mai... Foarte multă ură a devenit din cauza unor neînțelegeri din punctul meu de vedere, unor neînțelegeri la nivel, știi, mă refer la nivelul ăla, la care ar trebui să înțeleagă toată lumea. Pentru că aici, toată această dușmănie, ură sau ce au făcut ei, nu au făcut decât să bage râcă și să se dușmănească suporterii între ei. Dacă ne aducem aminte cu toții, și acum vorbesc foarte mult și de la voi de la Rapid, și de la Dinamo, și de prin țară. Dacă eram amândouă galerii unite, vă spun eu că era cam greu cu noi. Așa că aici am pus punct și am încheiat. Auzi, Gigi, dacă câștigați campionatul și să în partea cealaltă, la CSA, se dovedește că ei nu schimbă nimic și n-au drept de promovare nici la anul și așa mai departe, crezi că vor mai reveni de acolo sau vor veni de acolo spre voi, suporteri? Spre noi nu. Spre noi nu vor mai reveni, pentru că trebuie să ne uităm puțin așa în jurul nostru. Și dacă nu în jurul nostru, hai să ne uităm în jurul lor. Cred că ați văzut cu toții că nu există meci la ei, nu există etapă, nu există adunare la ei până nu strigă despre Gigi Becali. Și atunci ne putem și vă puteți da seama cu toții că ura lor cea mai mare este pe Gigi. Și atunci trageți concluzii voi. Tu spuneai că îi faci rău lui Marius Lăcătuș în partea cealaltă. Dar ce se mai întâmplă în partea cealaltă? Că trebuia să se facă acea asociație despre care vorbea Jean-Pavel. Nu mai este treaba mea. Eu ce-am promis am făcut. Am zis că jucăm pe Ghencea, am jucat pe Ghencea. Am spus Apropo de Ghencea, scuză-mă, Gigi, există posibilitatea să jucați cu CFR Cluj în retur, etapa noua pe Ghencea? Păi nu, să termină campionatul pe Național Arena. Noi cred că prindem doar cupele europene acolo. Am înțeles. Deci nu se... Auzisem și varianta asta, să se joace dar există, cu CFR-ul pe Ghencea. Dar există să mai jucăm pe Ghencea. Există. Dacă nu va fi Național Arena liberă, vom juca acolo. Am înțeles. Da, deci tu ce ai promis ai făcut, aștepți acum să vezi ce se întâmplă. Nu și, cred că cineva își poate permite să dea bani din buzunar pe nimic. Nu știu dacă cineva își va putea permite în viața ta să arunce pe geam 3.600.000 numai ca să te poți folosi de un nume. Nu știu cine ar face lucrul ăsta când cu 3.600.000 de euro lucrezi în domeniul construcțiilor. Construiești și îi dublezi într-un an de zile, îi faci liniștit
7 milioane de euro, stai pe ei și stai liniștit acasă. Nu-ți trebuie nici bătaie de cap, nu-ți trebuie nimic. Dacă cineva ar vrea să investească, să fiți cu siguranță și în ceva ce ar putea avea ca scop un nume ca Steaua, un nume mare, nu cred că ar investi niște bani așa de apa sâmbetii, să-i aruncăm pe drum așa. 3 milioane sunt bani. Sunt bani și sunt bani mulți. Alții nu numără în două vieți astea bani.